Victorie. Tanto zio. Io già. Che? Spune lui Valentin. Cecco Valentin? Cecco Valentin. Lo zefferasco de Flo. Ce s-a întâmplat? E rău. Trebuie chemate ajutoare. Pare grav. Dumneata poți să ai grijă de el? Fugiți după ajutare! Da. Stai. Repede! Stai! Stai! Trimite repede o ambulanță. Mai trăiește? E mort. Orice pilot poate face o greșeală fatală. Vă era prieten? Da. Pare rău. Permiteți, doctor Khan, Robert Khan. George Alde. Ce cu Victor? E mort. E mort? Apuca săracul să mai zică ceva? Da, doar. Să se ferească de Flore. Cine? Bună ziua. Bună ziua. Tocmai vă căutam să stăm puțin de vorba. Bine, dar să nu întârzi la slujbă. Nu, nu, nu. V-ați întârziat, tovarășe inginer. Bine, Gabriel. A început ședința la profesor. Am ținut să acordăm o oarecare solemnitate plecării delegației noastre. L-am invitat și pe tovarășul consilier Bocșa din minister. Permiteți o precizare. Nu solemnitate, ci importanță. Mă rog. Bună ziua, vă rog să mă iertați, am întârziat. Cer scuze la toată lumea. Atunci putem să continuăm, nu? Da. Nu vă mirați, tovarășe consilier. George e copilul teribil al instituției noastre. Vă rog, vă rog. N-aș vrea să insist asupra importanței misiunii dumneavoastră,
Dar țin să subliniez că este absolut necesar să obțineți toate verificările dorite în laboratoarele de la Vega. Da, da, Vitagenul se va dovedi superior. Cu puțină diplomație și oarecare... Te rog. Relații? Hă? Știți, când a fost la specializare, copilul nostru teribil și-a făcut acolo niște relații care ne-ar putea fi de folos. Trebuie să vedem ce e și cu relațiile astea. Tovarăși, nu uitați, orice misiune economică are și importanța ei politică. E cam repezit, dar e un cercetător bun. Tovarăși, nu țin să prelungim ședința, dar trebuie încă o dată să vă trag atenția asupra locului pe care l-ocupă în dezvoltarea economiei noastre naționale, care se află în... Ce-i cu tine? Ți-e rău? Nu, n-am nimic. Uite-te în oglindă, ai o moacă... Mă tot gândesc la Victor, la accidentul ăla stupid. Eram acolo, am văzut totul. Ți-a pomenit numele. Am mai spus să te ferești de... De ce? De Flori. Cum? Aiura. George știe unele lucruri care dacă... Dacă ce? Nimic. Ha? Accidentul ăla, nimic. Așa a spus Flori. De ce nu? Succesul nostru. Te rog, vom căuta să ne facem pe deplin datoria. Bine, vă urez succes. La lucru, tovarăși. O clipă. Bătrâne, de seară ieșim împreună. Să nu cumva să lași. Dacă nu vii, mă omoară rândă. Vino până atunci cu mine acasă să bem o cafea. Au spus să telefonați de urgență. Apoi ieșim undeva. Așa, de rămas bun. Poftiți, domnule Alexis. Mulțumesc, domnișoară. Am să-l țin o masă la Splendid. Bine? O clipă. Îmi permiteți, vă rog. Mulțumesc. Cu plăcere. Ce tot spunea Valentin despre Victor? Crezi că am înțeles ceva din ce spunea? Avea o privire ciudată. Pardon. Deci bănuiești că Valentin știe ceva. Răspunde tu. Alo? Alo, Radule. Vino repede la mine. E Valentin. Alo, dar ce? Ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Mă urmăresc. Cine? Mă urmăresc. Alo? E vorba de Victor. E secretul care... Alo? Aici a stat ascuns. Ați avut dreptate, două crime stranii. Deleanu și Oprescu aveau legături suspecte. Iată-l pe Oprescu la raliul Monte Carlo, împreună cu unul din oamenii lui Gregor K, șeful unei organizații de spionaj industrial. Victor Oprescu și Valentin Deleanu aveau legături cu această organizație. Organizație specializată în chimie. Au dat câteva lovituri care au făcut vâlvă, scoțând pe piață patente surpriză. Acesta este șeful, așa numitul Gregor K. Clar că interesează cercetările noastre secrete în privința Vitagenului. Oricum, prea multe nu știu ei despre Vitagen. E abia în faza probelor de laborator. Doar câțiva cercetători cunosc performanțele. Sunt aspecte tipice ale luptei pentru supremația produselor. Faima gerovitalului le era o garanție.
E posibil ca această organizație să-și fi dat seama că Oprescu manifestă șovăiel și de aceea l-au lichidat. Există o relație între cele două crime. Deleanu avea legături directe cu cercetările, iar Oprescu era prieten bun. Le-a fost frică. Deleanu știa ceva și ar fi putut să-i demaște. Astea sunt legăturile lor de peste hotare. Pe cei din interior trebuie să descoperim. Se impune să trecem la aplicarea planului hotărât. Tocmai Institutul reclamă societății Vega că aplicarea licenții nu dă rezultate satisfăcătoare. E vorba de produsul similar vitagenului. Dacă verificările de la Vega vor demonstra că preparatul similar produs acolo, după licența cumpărată de noi, dă aceleași rezultate ca aici, atunci noul nostru produs este superior celui străin. Se pune întrebarea, probele noastre nu sunt suficiente? Poate că da, poate că nu. Dar în orice caz, prezența acolo a unor specialiști de-ai noștri interesați de licența lor va provoca o luare de atitudine. Gangsterii sau vor crede că vitagenul nu dă rezultate și vor renunța la acțiune, sau vor trece la noi provocări. Îmi pare bine că vă întâlnesc. Numele meu este Alexis, reprezentant comercial. George Aldea. Azi dimineața am aflat de la instituția dumneavoastră că plecați în străinătate. Da, exact. Aș fi deosebit de încântat dacă veți vizita și firma noastră. Mulțumesc. Mi-ar face plăcere ca un specialist de reputația dumneavoastră să viziteze și laboratoarele firmei noastre. Vă rog. Mulțumesc, foarte amabil. Dacă am să am timp, am să trec neapărat. Bine. Sunteți așteptat. La revedere. Pentru noi, undeva o stea. Poate în zadar amândoi o vom căuta. A venit și copilul teribil, v-am spus eu. O să vedeți că se face că nu ne vede. Frumos bărbat, colegul vostru. Și-ar vrea să ne ia cu ea. Mereu ai probleme. Mereu. Sau ne vom risipi, cine poate ști. De ce trebuie să ne vedem atât de rar? Hai să încercăm o seară, fără de ce. De acord? Bine. Un whisky mic și un iceberg mare. Iceberg-uri tu pe escala de la Oslo. Thank you.
care omul. Cel înalt. Orgolios, independent, umblat, vorbește mai multe limbi. Amator de viață bună, incoruptibil. Ați venit, domnilor. Da, bine ați venit, vă așteptam cu nerăbdare. Am primit chiar înainte de plecare, astăzi dimineața. Cum ați călătorit? Bine. Delegația a fost instalată la Lord Hotel. L-ați instruit pe Wagner? A venit omul? Este așa cum ne l-a descris doctorul. Pare un bărbat cu foarte mult șarm. Ai auzit, Alisa? Pe mine asta mă lasă rece. Alisa, ți-a spus Simon ce ai de făcut. Cum delegația nu va sta decât câteva zile, lucrurile trebuie rezolvate rapid. Dumneata, vei avea inițiativa. Îmi place să cred că nu te-am dezamăgit niciodată, patroane. De când te-ai întors, bei cam mult. A sosit domnul Wagner. Domnule? Să poftesc. Salut. Cu respect. Îmi pare bine că te văd, domnule Wagner. Poftim. Vă ascult. Mâine fiind duminică, laboratoarele noastre sunt închise, așa încât va trebui să așteptați până luni. Ei, atunci, dacă nu mai sunt probleme, cu bine. La revedere. La revedere. Aș vrea să lipsesc câteva clipe. Bine, mulțumesc. Hello! Ah. Domnul Alde, ce surpriză plăcută! Nu mă recunoașteți?
Doctor Robert Kahn. Am concurat împreună la Raliul Carpați. Da. Mi-amintesc foarte bine. Sunt bucuros că vă văd. V-am admirat foarte mult calitățile de pilot. Oh. Dar cu ce ocazie pe aici? Azi dimineață eram într-un Paris însorit și acum ceața și fumul din orășelul ăsta am puțit. Asta se face. În asemenea companie fermecătoare, dumneavoastră n-aveți dreptul să vă plângeți. Scuză-mă, te rog. Îți prezint pe cel mai simpatic ralist din Europa. Mă bucur, George Allen. Propun să sărbătorim întâlnirea. Nu știu. Cred că nu sunt liber în seara asta. Oh, păcat. În sfârșit, am să încerc. O oră, două. Ce-ar fi să-l invităm pe prietenul nostru la Clubul Fantastic? Bucătărie excelentă, atmosfera agreabilă, oameni interesanți. Drept să spun, mă tentează. Aici la 8? Nu știu, să zicem la ora 8 aici în hol, bine? Perfect. Vă conduc. Pe curând. Aici se cunoști foarte multă lume interesantă, aici, la Fantastic Club. Salut, să mergem către Nicu Bar. Da, ce interior amuzant. Cine e? Ah, prințul Henric, unul din ctitorii clubului. Avea o cumplită reputație de barbă albastră. E? Cu ce treburi pe la noi? Avem unele plictisel cu zinele vegan. Oh, nu te invidiez. Apropo, îl vezi pe domnul de acolo? Hai să te prezint. E unul din oameni de afaceri influenți de localitate. Nu se știe bună niciodată. Seara, doamnelor, domnilor. Bună seara, domnule Wagner. Dumnealui e domnul George Aldea. Încântat. Mă prezint un prieten bun din România. Chiar azi dimineață. Ne-am cunoscut foarte bine. Prieten, domnul George Aldea. A coborât din cer cu avionul chiar azi dimineață. Ca să fac o surpriză. Și eu ador surprizele, mai ales cele care vin din cer. Ne găsiți la Nicu Bar, da? Vă așteptăm. Te ține toate datele în materie. Sunt perfect informat. Totul este ok, Gino? Totul este ok, șef. Bun. Întotdeauna mi s-a reproșat norocul. Ce vrei să spui? Sunt în prima zi a sosirii mele aici și uite că întâlnesc o femeie atât de fermecătoare. Domnule, ești un lingușitor. Să trecem în micul bar. E mai amuzant? L-ai monopolizat pe prietenul meu. Nu joci corect, Alisa. Deci nu e prea greu. Doamna e seducția întruchipată. E plăcut aici. Domnule, ca de obicei. Șampanie. Dragii mei, sper să ne simțim bine. De mult vă potriviți. Aveți un aer comun. Ar trebui să fiu gelos. Mă scuzați două clipe. Un vechi amic. You are falling down. Alisa.
Ești atât de frumoasă. Nu știu, sunt în pericol să mă îndrăgosteze dumneata. Ce te reține? Sete? Da, mulțumesc. Dragii mei, pentru întâlnirea noastră. Să bem până la fund.
Pardon. Ce-i bătărânia asta? Ce? Ce vrei? Ce doriți? Ce vrei de la mine? Nu-ți permiți, sunt un industriaș! Cum mă îndrăzi? Mă insultă! Mă lovește! Cicălosule! Să nu mă lovește! Mulțumit, patroane! Poate-mi faci și mie rost de un loc mai bun. M-am săturat de toate porcăriile astea. Individul ăsta e complet sfârșit. Spune-i lui Gino să se ocupe de el. O sută? La casă? Am ajuns aici. Beat, foarte beat. Vă bate joc de mine. Ai fost adus aici în clinica noapte de un bărbat și o femeie. Cât e ceasul? 6 seara. Duminică. Nu, lăsați-mă să plec. Am treabă. Mă așteaptă. Hai liniște, doamnă. Vezi, nu știai că dumneata n-ai voie să bei? Nici n-am băut. Ce vrei să-mi faceți? După asta, o să te simți bine. Dacă te liniștești, mâine dimineață o să poți pleca. Deocamdată îți dau voie să stai de vorbă cu un domn care așteaptă să te vadă. S-a trezit. Sunt dezolat. Medicul spune că mâine dimineață o să vă simțiți mai bine. Cine sunteți dumneavoastră? Un prieten al doctorului Khan, Simon. Unde e doctorul Khan? Nu vă reamintiți? Ne-am cunoscut aseară. A șters-o cu primul avion. În afaceri, asemenea scandaluri nu se tolerează. Mi-aduc aminte doar că eram foarte bine dispus. Și am dansat cu o doamnă foarte frumoasă. Alisa? Aveți un fel ciudat de a vă exprima. Dar felul dumneavoastră de a dansa
Era, cum să vă spun, atât de contagios încât până la urmă s-a încins o mică orbă. Minciună, nu e adevărat! Amuzant. Sper că recunoașteți pe doamnă. Domnul pe care vă pregătiți să-l loviți este un bancher cunoscut și membru în Consiliul de Administrație al firmei Vega. Trucaje, procedee vechi, banale, ridicole! La ce folosește toată mascarada asta? Ce vreți de la mine? Ce vreți de la mine? Nu crezi că materialul pe care l-ai văzut ar produce o senzație deosebită dacă s-ar trimite? Un șantaj. Vei fi obligat să lucrezi pentru noi. Mai există o soluție. Ai de ales. Ai timp de gândire un ceas. De fapt, cine sunteți? Ce vreți? Un gentleman care joacă fair. Sper că ai învățat să ne cunoști și vei fi noul nostru agent, RQ35. Medicamentul.
Controlează alarma la fișier. Crezi că era nevoie să-i oferim o evadare? Lăsați-l să se plimbe puțin și... Hai! Trebuia să ne convingem dacă iar Q4 nu s-a înșelat. Dacă era un agent al lor, rămâne aici. Fuga lui dovedește că poate fi recrutat. Bine, bine, jucați-vă cu el și...
După cum văd, aveți o idee fixă cu mine. Cât e ceasul? 6 dimineața. Ne-ai pus pe drumuri toată noaptea. Îți pierzi dumneata timpul și noi. Dumneata ești inteligent. Trebuie să pricep că suntem profesioniști, ce drag. N-ai nicio șansă. Bine, bine. Ce doriți de la mine? Ce litigi aveți cu firma Vega? Am cumpărat o licență. Aplicarea ei însă nu dă niciun rezultat. Nu dă rezultatele așteptate. Foarte curios. Vă credeam mai avansați în acest domeniu. Se pare că aveți soluții proprii, originale. În cazul de față, nu văd de ce am fi cumpărat licența. Da, asta ar fi un argument. Dar noi vă credeam mai avansați în problemele chimiei medicale. Dacă simulați ca să obțineți o realizare superioară între timp. Nu înțeleg. Gino, vrei să-l ajuți? Poftim. Se caută asasinul sărmanului doctor Robert Kahn. Niciun fel de urme, poliția e derutat. Adevărul însă numai noi îl știm. Iată. Arma crimei. Și pe ea amprentele dumitale. Da, da? Dumneata ești asasinul prezumtiv al doctorului Kahn. Ultima oară a fost văzut cu dumneata. Desigur, medicul va atesta o criză de alcoolist și vei beneficia de circumstanțe atenuante. Avem fotografii. Martorii ai evadării dumitale din clinică în plină criză de delirium tremens. Apoi te-am pierdut din vedere, doar doctorul Kahn, sărmanul doctor Kahn te-a urmărit. Și a ajuns până aici. Ah, ce scenare monstruoasă. Poate. După cum vezi, ghinion. Nu o să mă faceți să cred că l-ați omorât ca să mă spăimântați pe mine. Doctorul a vorbit prea mult. Fi. Dar indiferent care ar fi fost cauza, dumneata vei fi pus sub acuzare și până să te dezvinovățești, îți vei pierde definitiv creditul moral de care se pare că ai absolută nevoie. Da, da. Spune-mi, ce știi despre Vitagen? E un gerovital superior? Puteți să mă omorâți. Dar să știți că nu cunosc nimic în plus care v-ar putea interesa despre Vitagen. Dacă într-adevăr ai noștri caută să câștige timp, atunci e vorba de o lucrare secretă pe care eu nu o cunosc. Se poate. Dumneata nu cunoști. Noi însă suntem siguri de existența unor formule care ne interesează. Treaba dumitarei să afli. E clar? Cu prețul dezonoarei sau chiar al vieții. Dacă vei încerca să ne înșele, amintește-ți de Victor Oprescu. Nu riști nimic. Să știi că noi putem fi și recunoscători. 50.000 sau... Aveți argumente convingătoare, domnilor. Dumneavoastră știți să câștigați. Îmi place. Ați câștigat. Sper că sunteți un om de onoare care respectă regulile cavalerești. Mare, dumneata era agentul cu care trebuia să iau legătura. Nu e chiar atât de simplu, George. Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat, dar nu puteam face altfel. Înțeleg. E și dumneata o victimă. Acum e și dumneata în măsură să apreciez mijloacele lor de constrângere. Și când te gândești că în seara aceea aproape că îmi pierdusem capul după dumneata. Acum, iartă-mă. În cazul Vega, uite ce ai de făcut. Dar a fost weekendul, putea să facă ce vrea, nu-i așa, tovarășaru? Așa cum se... Da. Cum se... E, și normal că se poartă, așa cum se poartă.
cu o femeie nu stimă care pe care a cunoscut-o și mama să întârziem. Când o veni propun să-l scuturăm puțin. Crede că dacă îl protejează, directorul își poate permite orice. A, uitați-l că vine. Vă salut! Se întunecă de vreme la paralela 55. Se atrag atenția că noi așteptăm să vină cei de la Vega. Iar dumneata umbli, ca să zic așa, creangă prin târg. Aflați că am netezit toate căile. Da. N-am umblat chiar creanga. Ia uitați-vă. Vă salut. Domnilor, vă stăm întru totul la dispoziție. Bineînțeles însă, nu înainte de a vă invita la un dineu, da, oferit de firma noastră în cinstea delegației dumneavoastră. Mâine primire la directorul, da, general. În ceea ce privește laboratoarele, poate că o să le vizităm mâine. Încotro, George, mergem împreună? Iartă-mă, sunt grăbit. Ce e? Par schimbat. Ce se pare? Sunt obosit puțin. Ieri când ne-ai lipsit, cei doi au început să te bârfească apropo de Dr. Khan și de femeia aceea. Să fie sănătoși. Bine, la revedere. Alisa, stăpâna apelor și vânturilor, în fond un simplu pion în mâinile marelui boss. Nici tu nu reprezinți mai mult decât o fișă, alături de altele, în sala armelor. Aha. Ce e sala armelor? Cu cât vei ști mai puțin, cu atât viața dumitale va fi mai în sigur. Deci tu și eu, două fișe în sala armelor. Mi-ești foarte drag, George. Dacă e adevărat? Dacă e adevărat că nu sunt indiferent, atunci nu mă lăsa singur. În noaptea asta. Am să te duc undeva departe cu mine. Da. Am impresia că tot timpul ne urmărește cineva. Nu. V-ați întâlnit? Fiindcă tot ne-am întâlnit aici. Dragă profesore, ți-am citit documentația, dar tot n-am înțeles. Când ieșim pe piață cu noul produs? Suntem foarte avansați. Da. S-a întors și delegația noastră. Veți avea reale satisfacții. Da, ne aflăm chiar într-o fază foarte avansată. Bravo, așteptăm. Uite-l pe George. Îmi dați voie să vă prezint pe George Aldea, un tânăr de perspectivă de la noi. Stă bine, șeful. Ați auzit de succesele delegației noastre, nu? Eh, să vă vedem la treabă. La treabă, fraților. Nu pot să-l scoți pe George de dincolo. Aș vrea să mergem. După cum vezi, au reținut șefii. Felicitări, informații, mai așteaptă și tu puțin. Da, de 3 zile abia îl văd, pe fugă. Ce să-i faci? Servituțile succesului. Am întârziat, dragii mei, iartă-mă. Tocmai mă plângeam cât de nesuferit poate fi un bărbat ocupat. Ce să spun, iartă-mă. Hai, George, nu te supăra, dar aș vrea să mergem. Da. Sunt obosit. Da, dar nu pot acum. De ce? Nu știu, trebuie să ai puțină răbdare.
Profesorul n-a plecat încă. Poate te conduce Radu câțiva pași. Dar de când ești atât de supus protocolului? Acum de ce nu vrei să înțelegi? Bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul inginer. Nu mă mai recunoști? Dar cum să nu vă recunosc? Vă rog să-mi permite să vă prezint domnul Alexis Sanda Cernescu, prietenul meu Radu Ilce. Cam plictisitoare cocktailurile astea. Tocmai asta îi spuneam și eu lui George. Hai să mergem. Bine, dar ți-am spus, mi-e imposibil. Poate domnul inginer mai are de tranșat ce anumite afaceri. Numai că George nu este om de afaceri. Să mergem, Radu. Bună seara. Bună seara. Salut, mâna. E straniu, George. Te căutam, Radule. Mi s-a părut mie sau doamna e puțin nervoasă? Observația mi se pare cel puțin indiscretă, domnule Alexis. Știu că ți s-a telefonat să fii azi după masă aici. Apropo, amintirea prințului Henric nu-ți spune nimic? Dumneata? Care e cel mai inofensiv reprezentant comercial din lume. Închipuieți, te studiez de 2 ani de zile. Într-un fel sunt principală dumitale naș. Poftim, o încălzești. Vei citi pe ei instrucțiunile pentru prima dumitale misiune. Apoi o distrugi. Cine era străinul? Alexis. Mirescule, începeți o verificare a inginerului George Aldea. Datele pe care mi le-ai transmis le puteam citi foarte bine și în ziarul Scânteia. Să știi că eu citesc Scânteia. Să nu crezi că-ți poți bate joc de noi. Și dacă te-aș denunța, Alexis? Ce dovezi ai împotriva mea? Niciuna. Doar cuvântul de onoare al unui trădător. Uiți că te avem la mână. Aha. Și acum ce vrei de la mine? Dosarul albastru. Vreau fotocopiile. Dosarul albastru nu reprezintă un secret de stat. E doar un secret de serviciu. Pe ce te interesează? Pe mine? Nu. Pe ceilalți. Alexis, tare aș avea chef să-ți mut fălcile din loc. Înțeleg. Ce priveliște minunat. Deci nu-ți vine să crezi că într-un loc atât de romantic a murit în mod atroce Victor Oprescu. Și-a pierdut și el nervii pentru o clipă și... Ca să vezi însă că sunt un om de treabă, ți-am rezervat o surpriză foarte agreabilă. Alisa? E o surpriză, nu? De ce taci? Cu ce misiune ai venit? Am să preiau materialul pe care ți l-a cerut Alexis. Deci asta e tot ce ne leagă. Pune-le repede în buzunar. Sunt toate negativele făcute în noaptea aceea. A fost singura mea putință de răscumpărare. Te iubesc, George. Te rog să mă crezi. Am început să mă simt singură. A început să-mi fie frică. Am nevoie de tine. Am nevoie de tine. Să zic că n-ai scăpat de ei. Să plecăm imediat, e mai bine. Și fiecare merge pe drumul stabilit.
Așteaptă aici de o... Am impresia că se întâmplă ceva important. Fiți atenți, nu o scăpați din vedere. Da, am înțeles. Pare că am întârziat puțin, a? Destul. M-am așteptat atât de la ziua de azi. Bine, dar ziua de azi abia începe. Ți-aduce aminte? Tot aici ne-am întâlnit și prima oară. Eram cu 4 fete din anul 3. Nu ți-amintești? Pe atunci nu bănuiam că... George, să-mi spui întotdeauna tot. Să nu fii singur atunci când ți-a făcut. De ce ești așa încruntat? Încruntat? Eu? Ba da. Hai să mergem. Alo? Anda? Tu ești Anda? De ce nu-mi răspunzi? Alo? Alo? Eu sunt. Nu mă recunoști? Da. Ce se întâmplă cu fata în albastru? Se pare că ești cam timid. Dacă vrei să fii biciuit, vei fi. Nu uita frumoasele amintiri de la prețul Henrik. Alo? 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 Să lipsesc puțin. Dacă te plictisești, bea ceva. Sau pune muzică.
per aspera ad astra. Per aspera ad astra. Oh, Simon, hai. Te rog, vino cu mine. Simon, iartă-mă, dar nu-mi vin în fire de la povestea cu doctorul Khan. Lasă asta. Spune mai bine cum se simte inginerul. S-a resemnat. RQ4, RQ5, RQ35. Nebunie. Căutam un document. Trebuia să-l avem pe Gregor la mână cu ceva. Fugi, fugi imediat, ia mașina mea. Într-un minut sunt obligată să dau alarma, te rog. S-a întâmplat. Cei, nenorociților, să vă fie învățare de minte. Luați-l! Cine iau legătura în țară? Vei fi contactat la timp oportun. Dacă încerci să ne înșeli, toate documentele compromițătoare în legătură cu dumneata vor fi trimise autorităților. Dacă îi izbutești,
Ți-am spus, noi știm să fim recunoscători. 50.000. 100.000. Nici o centimă mai puțin. Trebuie să recunosc, promiți. Cred că e inutil să subliniez că toate convorbirile noastre și accepția dumitale au fost înregistrate. De aici încolo te descurci singur. Gino? Amunare. Parola, prințul Henric. Ce s-a întâmplat? Hmm? Ce-i cu tine? Nu mai pot. De câteva zile primesc niște telefoane anonime dezgustătoare. Că habar n-am ce fel... ce fel de om ești, că-ți faci de cap. Înțelegi. Iartă-mă, astăzi sunt nervoasă. Anda, surezi puțin. Te rog. Ți-a trecut? Mm. E ceva adevărat? Mm, tu ce crezi? Hai, sărută-mă. Mm. Gradul de diluție e foarte mare. Dacă și absorpția este satisfăcătoare, atunci vitaginul nostru... Unde te gândești, George? La telefon. Da, alo? Te-ai speriat? Ah, salut, bătrân. Salut. Ce mai faci? Ce-i cu tine? Ai nevoie de ceva? Am o rugăminte. Dosarul albastru mi se pare că e aici, în fișetul tău. Dă-mi el puțin să-l văd. Dai la mine. Aha, ăsta e. Îl iau acasă câteva ceasuri. Vreau să-l consult. Știi că nu poți să-l scoți din instituție. Consultă-l aici. Hai, lasă. Nu mai face tu pe grozavă cu mine. Asta e birocrație. La dracu cu atâtea forme. Să nu afle profesorul. Mâine mi-l aduci înapoi. Bătrâne viking, te-am salutat. Eram sigur că mai devreme sau mai târziu securitatea se va interesa de el. Dacă nu-l menajea profesorul, să știți că zbura de mult de aici. Da, ce vă face să credeți? Lipsa de simț tovărășesc, ploconirea în fața Occidentului, mai ales că, dumnealui acolo și-a făcut specializarea, nu ca noi ăștia autohtoni. Întreține multe relații cu străinii? Da, prin natura serviciului și eu întrețin. În concluzie, domnule inginer, e un om perfect. N-am spus perfect, ci un om deosebit. Și ca orice om deosebit, trezește invidii și dușmani. Ah, da. Tovarășe capitan, aș putea să vă întreb... Cât va mai dura această atmosferă neplăcută creată în jurul unui om de valoare? Ce-i puteți reproșa? Nici o grijă, sunt la mine. Dumneata dai telefoanele acelea scârboase logotnice. Bineînțeles, iar dacă mai întârzi și altă dată, așa cum ai întârziat acum, poți să-i trimiți niște fotografii interesante. Fotocopiile dosarului albastru.
Ne găsești în cartușul ăsta. Să vorbim serios, Alexis. Nu pentru dosarul albastru, nici pentru alte fleacuri asemănătoare ați montat voi toată afacerea asta. Promițându-mi și un cont substanțial la bancă. În fond, ce așteptați de la mine? E bine, vrem să intrăm rapid în posesia formulei vitagenului, care ne-ar asigura prioritatea pe piața mondială. Ah, aveți informații de prima mână? Mult prea generale. Bun. Dacă formula există cu adevărat, va fi cu neputință să o obțin. Dar voi încerca. Dacă nu reușesc, mă sinucid. Așa, bă, băiatule, vezi că știi, bă, vezi că știi, bă. Ne. Oh, no, păi n-a luat materialul acasă, lasă pe cipă la perado. Ne. Tu ce știi despre el? Am luat dosarul albastru acasă numai pentru câteva ore ca să-l consult. Dosarul nu e secret, e numai de uz intern. Dar știi foarte bine că scoaterea din instituția unui document secret este incertis. Cine ne garantează că motivul pentru care ai luat dosarul albastru e cel invocat de dumneata și nu altul? E un cercetător bun. Da, de mult îl bănuiam pe acesta și a zis tovarăș al nostru. Când a fost plecați în străinătate și a făcut de cap cu fel și fel de femei suspecte și indivizi suspecti. Vă rog să nu mă întrebi, tovarăș, o chestiune este mult mai gravă. Poftim. Primul vinovat în chestiunea dosarului sunt eu, care l-am împrumutat. Deși toți cei de față cunosc de aproape, se știe conținutul dosarului albastru. Poftim. Totuși nu trebuie să uităm meritele profesionale ale colegului nostru și mai ales ce datorăm pentru reușita ultimei noastre misiuni în străinătate. Da, ascult. Îmi permiteți, propun totuși niște măsuri disciplinare și în privința lui George și a lui Iencea. Sunt de acord. Ce părere au ceilalți? Trebuie să înțeleg, tovarășii consilieri, că sunteți împotriva hotărârii colectivului? Nu, dar tovarășe Ciurea, făcând parte din conducerea ministerului, nu pot participa la vot. Și nici nu voi exprima acei părerile. Deci, permiteți-mi să mă retrag. Vă rog. Bună seara. Sper că nu mai e nevoie să-ți spun că, deși continui să cred în buna dumitale credință, mi-a produs o mare amărăciune. Bună seara! Bună seara! Îmi pare rău că ai necazuri din cauza mea. Nu asta e important, ci ceea ce se întâmplă cu tine. Nu se întâmplă nimic. Sunt anumite lucruri pe care nu le pricep. Anda. Mi-a vorbit din niște telefoane anonime. Comportarea ta în străinătate a fost destul de bizară. Chiar și povestea cu dosarul nu seamănă. Prostii. Sper că nu acorzi tu credit bârfelor de aici. Ești straniu. Nu pot face la infinit pe orbu. Nu înțeleg. Asta a fost tot. Da. Supravegherea inginerului George Aldea să nu înceteze nicio clipă. Ce e asta? O răutate. E a doua pe ziua de azi. Să nu-i spui lui George. S-ar supăra și ar avea dreptate. N-am să-i spun nimic. Din cuvinte câte în lume sunt, am ales anume un cuvânt, care văd că te-a îndurerat, iar acum mă simt vinovat, vinovat. Ce ironică e viața. Mi-ai făcut un rău foarte mare. Și totuși e singurul om căruia mă pot destrăni. Când ești un paria, nu te poți adresa decât altui paria. La birou oamenii mă evită. Alții se bucură. Te porți de parcă n-ai fi vinovat. Dar adevărul este că ești o victimă, dar nu un nevinovat. Ai dreptate, Alisa. Da. Adevărul este că pentru oameni ca noi nu există cale de întoarcere și nici alți tovarăși de drum.
E îngrozitor. O să trebuiască să renunț la Anda. Totul se răsfrânge asupra ei. Parcă trăiesc un coșmar. Tocmai de aceea. E un balast de care n-ai nevoie. Dacă te iubește cu adevărat, cu timpul o să uite și o să ierte. Nimeni nu te înțelege mai bine decât mine. Tocmai de aceea sunt aici. Ca să te ajut să pui capăt acestui coșmar. Grăbește-te. Du-ți la capăt cât mai repede misiune. Da, e adevărat. Cât mai repede. Iar în străinătate ne vom putea bucura și noi de biata noastră fericire. Către omul pe care îl iubesc, blândul soare din privirea ta, l-am umbrit cu o minciună mea. Și de-atâtea gânduri ce se zbat, eu sunt vinovat. Că vii azi. Nici tu nu mai ai încredere în mine? Te rog să nu mai vorbești așa. Dacă ai fi omorât un om într-o clipă de mânie și ai fi venit să mi-o spui, nu te-aș fi iubit mai puțin? Dar n-am omorât pe nimeni, draga mea. Atunci ce au toți cu tine? Interese meschine, prietenii false, invidii, nu știu, o să treacă. Există ceasuri rele în viața fiecărui om. Zău? Tot ceasul rău te-a obligat să te îmbrățișezi cu femeia aceea? Care femeie? Te credeam măcar cinstit. Azi după amiază am primit un telefon care m-a anunțat că dacă vreau să asist la o scenă picantă, să fiu la ora 8 în grădina restaurantului Doina. Și ai fost? Da. Te-ai purtat ca o puștoaică. Da. Ca o puștoaică îndrăgostită. Ca ultima puștoaică îndrăgostită. Mi-e rușine. Dar trebuia să pun capăt odată coșmarul ăsta. Anda. Anda. Dacă m-ai fi cunoscut. Dacă ai fi avut încredere în mine. Nu, George. E mai bine să terminăm. Nu mai pot să îndur. E silă de tine. De mine. Alo? Ah, tu ești? Vreau să vorbesc imediat cu prietenul tău. E adevărat?
nădăjduiesc că nu m-ai trezit cu noaptea în cap, numai ca să admirăm împreună marea. Am formulele. Bine, dar asta este colosal. Îți dai seama ce viitor te așteaptă? Cum ai obținut documentul? Esențialul e că l-am. Unde e? Aici. Ce vrei să spui? Ai nebunit? E foarte simplu. La formula Vitagen au lucrat 3 oameni. Profesorul Ciurea, academicianul Borcea și eu. Dumneata? Da, eu. Crezi că inventatorii umblă cu tăblițe legate de gât? Atunci de ce nu ne-ai dat-o de la început? Pentru că așteptam momentul. Și acum condițiile mele. Primo, nu 100, ci 200 de mii. Enorm, dar se poate discuta. Mm-hmm. Secundo, predau materialul. Mâine seară. Dar nu în mâinile dumitale, ci cel mult în prezența dumitale. E limpede? Cui naiba vrei să-l predai? Drag Alexis, mă crezi atât de naiv încât să-mi închipui că o rețea de spionaj are în fruntea ei un străin expus oricând la expulzare în 24 de ore? Nu RQ5. Nu ești tu șeful. Indicativul meu. De unde știi? Știu mai multe decât îți închipui. De unde știi? De la doctorul Khan. A vorbit și a murit. N-ai decât să fixezi ziua de acord cu omul tău. N-ai încredere în mine? Bineînțeles că nu. Eu am nevoie de cineva cu care să tratez direct. Și mai ales, vreau banii. Sper că ai înțeles. Nu. Uite ce, Alexis, eu n-am nevoie de un intermediar care să mă lichideze ca pe Oprescu și apoi să tragă el toate foloasele. Bine, voi întreba și apoi îți voi comunica. Asta cel mai târziu mâine. Altfel s-ar putea ca în câteva zile să nu mai aveți cu cine discuta. Dumneata, cât crezi că mai poți păcăli securitatea? De acord. Ar fi cazul să distrugi fotografiile acelea caragioase. În regulă. Da, te rog. N-am putut mai repede. La cabina telefonică. O să vii? Alo? Da. Da. Parcajul subteran. Ora 055. Repet. Parcajul subteran. Boxa 761. Ora 0561. Boxa 761. Okay. Ar fi trebuit să ai încredere în Alexis.
Dar dacă ai dori să mă întâlnești, poftim. Dacă tu ești, să-mi spui indicativul meu. Numai dumneata îl știi, dacă ești într-adevăr șeful. RQ-35, apropie-te. Te salut, RQ-4. Aștept dosarul Vitagen. Lipsește doar formula finală pe care o voi preda în străinătate odată cu încasarea cecului. Alisa pleacă mâine. Te va aștepta la aeroport. Acolo îți va comunica toate informațiile în legătură cu plecarea, cât și numărul contului dumitale în bancă. Mâinile sus, nicio mișcare. Domnul inginer Gret, ai fost total inspirat. Concurența e mai darnică, iar eu sunt om de afaceri. Voi lua dublu pentru materialele astea în premieră mondială. Domnilor, vă salut. Consilierul Boxa! Nicio mișcare. Sus mâinile. Vă rog, n-a sunat la telefonul dumneavoastră cineva? Întrebând de o doamnă? N-a sunat telefonul în seara asta. Mulțumesc. Dunărea, aici Vulturul. L-am reperat. Aștept instrucțiuni. Vulturul, sunt Dunărea. Continuați urmăria cu atenție și nu interceptați. Alo? Da? Da, am înțeles, dar numai decât. Condu-mă, te rog. Unde? Nu știu, da. Simt că este ceva în legătură cu George. Hai, Radu. Ce s-a întâmplat? De ce n-ai terminat? Alexis ne-a trădat. A pus mâna pe documente. Eu abia am scăpat. Șeful cred că e mort. Nu mai e nimic de făcut. Hai.
Cum ai scăpat? RQ4 a fost ucis într-un accident de automobil atunci când a vrut să pună mâna pe Alexis. L-am urmărit pe Alexis până aici, la aeroport. Aici a fost interceptat împreună cu alt individ care de altfel era filat. Să știi că nu mai e timp. Tot locul e plin de ei. Hai repede. O clipă. Vă rog să ne urmați. Poftim, doamnă. Permite să raportez, tovarășul colonel. Ultimii suspecți au fost reținuți. Bine, tovarășul locotenent colonel. Toți eroi fiind de față, putem considera acțiunea încheiată. Dumneata intre primul. Felicitări. Îți mărturisesc că au fost momente când mă îndoiam că un civil neexperimentat va putea să ducă la bun sfârșit o misiune încălcită și primejdioasă. A fost greu? Mai grele cred că au fost trei momente. Primul, când gangsterii mi-au oferit o evadare simulată. Reușisem prea bine. Noroc că am găsit o mașină împotmolită și am simulat eșecul. Al doilea, când Alisa mi-a reproșat că mă port ca un nevinovat. Simțise exact. De altfel, trebuie să recunosc că, peste momentul ăsta, am trecut cu un efort destul de mare. Și al treilea, când am simțit că încep să mă părăsească prietenii, colegii, Anda. Mi-am permis să vă fac o surpriză. Iată-l, vi-l predau viu și nevătămat. Cu bine, la revedere. La revedere. Vă salut. Mirescu. Ordonați, tovarășul colonel. Ce băiat bun. Bine, dar inginerul George... A fost un fel de probă. Dacă ai noștri își dădeau seama că inginerul lucrează pentru noi, observau și ceilalți. Cred că vă înțeleg, tovarășe colonel. Da, voi erați acoperirea. George! În ultima vreme te-ai purtat atât de stran. Cum? Cum? Eu strani? Unde vezi mea ta? Thank you.
You and you, just smile.